Zilele trecute eram prin magazine, căutam un cadou pentru o prietenă și mi-am dat seama că nu mai sunt atrasă de make-up, nu mi se mai pare nimic nou, nu mi se mai pare nimic atrăgător, nu știu dacă e doar o fază prin care trec eu, prin care, nu știu, m-am lămurit cam ce produse de make-up îmi plac și ce îmi place să port și ce îmi place, ce timp de machiaj îmi place și gata. Sau pur și simplu e o perioadă din asta în care nici nu prea mai sunt niște lansări interesante, nici nu prea se mai întâmplă nimic în mod special și mi-a venit ideea să fac un anti-haul, dacă tot sunt în starea asta așa de nu prea îmi place nimic, nu vreau nimic, zic ia hai să facem un anti-haul. Da, n-am mai făcut de mult și mi se pare un subiect interesant, să-mi spuneți și voi apropo de asta în comentarii, dacă vouă vi se pare că lumea asta make-up-ului nu prea a avut nimic de oferit în ultima perioadă, ceea ce pot să înțeleg, pentru că pandemia s-a jucat cu nervii noștri în ultimul hal, dar chiar și așa, mi se pare că n-a mai apărut nimic interesant, am văzut multe chestii, ci că produse noi, dar de fapt sunt aceleași produse în ambalaje noi sau în niște ambalaje editate puțin, adică nimic care să te dea pe spate, nimic care să pară wow, nimic care să pare interesant, nu știu, nu mă dă nimic pe spate, efectiv, în materie de make-up, nimic nou, nimic care să merite atenție. Exact ce ziceam, vreau să știu și părerea voastră, vreau să știu dacă doar eu am un pitic pe creier care dansează acolo și, nu știu, are o problemă cu mine sau e o chestie generală și dacă tot mi-a venit ideea anti-haul-ului, am zis să mă uit așa pe site-urile noastre clasice de make-up, să povestim așa și am intrat prima dată, bineînțeles, pe Sephora și primul lucru care mi-a sărit în minte și de care țin minte că am fost cumva entuziasmată când am auzit că a ajuns și în România și mă refer aici la produsele de make-up Pat McGrath. Pare interesante, adică mi se pare interesante, dar parcă nu vine să dau 200 de lei cât e pe Sephora pe un ruj din ăla clasic, banal. Un ruj clasic banal, gen ăsta, da? Gen tip baton, ăsta, nu știu, la cel mai scump ăsta de la MAC îl cumpăr cu 90 de lei și este minunat. Nu știu, acum nu știu cum sunt ca rezistență, dar par să fie niște rujuri clasice, adică mă dau pe spate, nu mi se par wow, dacă veneau acum 3 ani poate că era altceva. Sau ăsta, de exemplu. E tot un ruj din ăsta, că ăsta de la Bourjois, adică nu văd nimic special la el ca să merită 200 de lei. Ce, doar pentru că este Pat McGrath? Da, nu știu. Adică eu una nu aș sări. Probabil că la un moment dat, dacă de curiozitate aș cumpăra unul, dar nu să-mi iau toate rujurile, să am o colecție, nu mă mai impresionează chestia asta. Apoi, un alt lucru pe care n-aș da banii și v-aș sfătui și pe voi să vă duceți către altă zonă sunt paletuțele astea de la Sephora, care par interesante, dar din experiența mea nu sunt foarte pigmentate, nu sunt foarte ok, formulate, adică ori sunt prea prăfoase, ori nu au suficient pigment în ele, ori glitterul, că eu una cu glitter aici e prea mare, adică sunt niște produse relativ accesibile, dar de bani așa mai bine cumperi altceva. Adică ai alte opțiuni mai bune, din punctul meu de vedere și de aia. Eu țin minte că a fost o perioadă la începuturile mele pe YouTube când cumpăram paletuțe din astea de la Sephora, ori în ediție de Crăciun, ori mă mai trezeam eu așa la un moment dat și cumpăram și de fiecare dată aveam acea senzație, niciodată nu eram suficient de mulțumită de ele. Iarăși, ce-am mai găsit la Sephora? Eu am dat noutăți la make-up, ca să văd dacă sunt ceva noutăți în materie de make-up, nu sunt foarte multe noutăți, exact ce vă spuneam. Am mai dat de crema asta de la Summer Fridays, cică, și asta, dacă nu mă înșală pe mine memoria, este un brand nou intrat la Sephora, cred că anul trecut sau cel mai târziu, acum 2 ani. Este o cremă hidratantă de tip gel și
Recomandarea mea este, nu să mă credeți pe mine pe cuvânt, ci să faceți un pic de research în materie de tot ce înseamnă creme, de tot ce înseamnă creme gel, de tot ce înseamnă seruri. Să vedeți exact care este compoziția lor și să vedeți cam care este costul de producție al unui astfel de produs și o să vedeți că 200 și ceva de lei pe o cremă de tip gel este enorm. Și dați niște bani degeaba, adică vă reușiți să faceți treabă cu un produs mult mai accesibil de atât. Sunt niște bani, dați aiurea degeaba și dacă vă uitați pe ingredientele celor mai multe ori creme din astea scumpe, așa, chiar și la cele de la La Mer și la alte produse, o să vedeți că ingredientele sunt banale. Adică plătiți brandul. Și dacă vreți voi să dați dovadă de snobism și vă place ideea că, vai doamne, mă dau cu La Mer, care are, apropo, cam aceleași ingrediente ca Nivea aia albastră din cutie, în caz că nu știați, treaba voastră. Dar dacă vreți totuși să dați niște bani inteligent pe un produs care chiar să fac diferența, trebuie să vă uitați la ingrediente. Uitați-vă la ingrediente, cumpărați produsele de skincare în mod special după ingrediente, nu după preț sau după brand. Da? Pentru că brandurile astea sunt foarte interesante, sunt foarte frumoase, arată bine, nimic de zis, dar din păcate sunt atât de costisitoare și nu fac nimic. Adică eu pot să bag mâna în foc că nu face nimic crema asta față de o altă cremă clasică, față de aia de la Gerovital pe care o folosesc eu sau altă cremă de pe care vreți voi din Carrefour, vă garantez că nu face cu nimic mai mult și uitați-vă la ce preț are, adică, seriously, totuși. Iarăși, o paletă pe care n-aș da banii este asta de la Natasha Denona, care este aproape 400 de lei. Ba nu, pardon, este aproape 300 de lei și are 4 farduri, un bronzer și un iluminator. Ok, înțeleg că e Natasha Denona. Mai bine mi-au paletică din aia mică decât una de asta. Iarăși, apropo de Natasha Denona, nu văd... Personal n-aș da banii pe una din aia mare colorată, pentru că mi se par prea scumpe pentru... cât le-aș putea folosi. Adică pe una din aia neutră, probabil că da, dacă ar fi să am o singură paletă și să o folosesc numai pe aia, dar altfel nu m-aș vedea dând bani, atâția bani pe Natasha Denona și mai ales pe paleta asta care are 5, pardon, am zis 4 farduri, are 5 farduri și parcă la tati văzusem paleta asta care și-a zis că nu e tocmai grozavă, adică nu e aceeași calitate a fardurilor ca în celelalte palete. Da, mi se pare prea scumpă și mi se pare că nu. Așa, apropo de skincare, care mi se pare iarăși exagerat de scump, sunt produsele de la Drunk Elephant. Sunt interesante, arată bine, sunt hăipuite peste tot, dar sunt, la nivel de ingrediente, că m-am uitat pe ele, sunt banale. Deci sunt banale, banale, banale. Reușești, au o cantitate, de exemplu, produsele cu retinol. Au o cantitate foarte mică de retinol și un preț de, nu știu, era un ser sau o cremă cu retinol care avea, nu știu, 0,2% retinol, ceva de genul ăsta și era aproape 500 de lei, seriously, în condițiile în care eu personal îmi cumpăr tretinoină cu 80 de lei și tretinoina este decât mult mai eficientă decât retinolul în sine. Dar o să discutăm și despre retinol. Apropo, spuneți-mi dacă vreți un clip detaliat despre retinol, retinal, tretinoină și toate componentele și ce-i cu el, pentru că oricum aveam de gând să fac asta, dar vreau să știu dacă este și interes pe seama asta, pentru că de aproape un an de zile eu folosesc tretinoină și m-a ajutat mult, deja văd diferențele și v-am zis, 80 de lei comparat cu 400-500 de lei și o concentrație mult mai mică, mult mai... insignifiantă, care automat nici nu-ți dă niște rezultate foarte ok, nu merită. N-are sens. Adică, de-aia spun, orientați-vă către ingrediente. Într-un final și companiile de cosmetice și-au dat seama că oamenii se vor deștepta și nu vor mai putea să dea sume exorbitante pe niște produse care nu fac nimic și atunci se vor orienta către acele produse care sunt eficiente în materie de ingrediente și de-aia zic, uitați-vă la ingrediente, nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt, Doamne ferește, nu trebuie să mă luați, să luați ce zic eu de bun. Faceți voi cercetări și căutați informații cu mânuțele voastre și convingeți-vă să vedeți că sunt prea multe produse pe care
dați banii doar pentru brand, doar pentru hype. Și, again, nu este nicio problemă dacă voi asta vreți să faceți, dacă pe voi asta vă încântă, dar în momentul în care vreți, nu știu, să vă dați banii mai inteligent, e bine să vă uitați la ingrediente. Apoi, tot pe site-ul Sephora, după ce am trecut de vibrator, da, ați auzit bine? Am ajuns la o secțiune unde era o față de pernă care costă nici mai mult, nici mai puțin de 500 de lei. Adică eu înțeleg, ok, este din mătase. De acord, sunt perfect de acord cu fețele de pernă din mătase. Sunt perfect de acord cu faptul că mătasea e scumpă, dar it's overpriced. O singură față de pernă, 500 de lei, it's overpriced. Adică găsești, sunt convinsă că găsești fețe de pernă de mătase, de mătase naturală, mai accesibile de atât. I'm sure. Adică nu m-am uitat specific să caut o altă față de pernă ca să o înlocuiesc pe asta, dar se găsește. Adică e too much. Iarăși, o cremă hidratantă de la Glam Glow. Aceeași poveste. Deci eu am fost în căutare de make-up, ca să ne înțelegem, și am dat de produse de skincare și de alte prostii. Așa, și asta, dacă ne uităm pe ingrediente, nu este cu nimic mai specială. Adică, în general, o cremă, dacă are în primele 3, 4, 5 ingrediente, apă, glicerină, niște uleiuri esențiale, niște parfumuri, nu merită mai mult de 70 de lei, nu merită. Da? Deci, de-aia spun, încercați să girați cu banii voștri, că până la urmă asta faceți, inteligent, da? Să dați banii voștri inteligent. Este, n-am nicio problemă dacă îmi dai o cremă de 300 de lei, dar ingredientele sunt de top. Deci n-am nicio problemă cu prețul ăsta, dar în momentul în care tu îmi dai o cremă la 300 de lei, 200-300 de lei, o cremă care are aceleași ingrediente, poate niște ingrediente mai banale decât o cremă de la, nu știu, Mega Image, de ce ți-aș da banii mei? Știți? Adică, nu spun că n-am să cumpăr niciodată produsele astea ever, ever. Poate am să le cumpăr să le testez, să văd care e figura, dar în mod normal n-aș da banii pe ele. Da? Poate pentru canalul ăsta de YouTube, ca să avem așa o diversitate a conținutului, aș da banii pe ele. Dar strict pentru mine ca om, eu una nu m-aș încumeta să dau banii. Da? Dacă sunteți genul de persoană care vreți să testați și nu vă deranjează prețul ăsta exorbitant, puteți să faceți treaba asta, dar în momentul în care cauți un produs bun și vrei să rămâi pe ăla, n-are sens să dai o grămadă de bani. Așa. Și apropo, că tot ziceam de retinol, am aici un exemplu foarte elocvent de cremă cu retinol a cărei ingrediente sunt banale. Primele ingrediente. Vă dați seama că dacă ai trecut de primele 6 ingrediente, deja restul sunt doar de umplutură. Și nu scrie concentrația de retinol din această cremă, ceea ce înseamnă că retinolul este aproape inexistent. Da? 325 de lei. De ce? Când am tretinoină la 80 de lei. Again. Nu văd de ce aș da atâția bani pe... Iarăși, un produs, asta este pe Douglas, l-am luat pe Douglas, un produs pe care l-am văzut foarte popularizat în online, este aparatul ăsta de masaj, care, vezi, doamne, îți face masaj, îți definește conturul feței, aiure. Este un aparat care vibrează și toată lumea care l-a promovat în online, toată lumea l-a primit. Mi se pare normal să ți se pară bun în momentul în care nu dai banii pe el. Că și mie dacă mi-l dai, probabil și mie dacă mi-l dă cineva aparatul ăsta, o să zic că este bun. Și creatorii de conținut în mod special, și aș vrea să fiți atenți la aspectul ăsta, ar trebui să-și pună întrebarea, eu mi-aș da banii mei personali pe un produsul ăsta? Dacă mi-aș da eu banii mei pe el, atunci da, merită banii. Dar dacă eu îl primesc și spun că e bun, dar nu mi-aș da banii pe el, e o problemă, da? Produsul nu e rău, dar înseamnă că nu justifică prețul și nu justifică existența lui pe piață în sine, da? Eu nu zic că produsul ăsta nu este bun, sub nicio formă, Doamne ferește, nici nu l-am testat ca să zic că nu este bun, dar având în vedere ceea ce face, m-am uitat la review-uri, m-am uitat la ce face, la specificațiile lui tehnice, nu văd justificat un preț de aproape 700 de lei pentru el. Ceea ce face produsul ăla, face și ăsta pentru mine, că și ăsta vibrează.
By the way, este un tool cu care îmi fac eu un masaj facial, pe care am dat vreo 50 de lei, dacă mi-aduc aminte. Sau puteți să folosiți în locul ăsteia o goașa, care este mult mai eficientă și care este folosită de mii de ani. Da? În China este folosită de mii de ani goașa. Și totuși, chinezii știu ceva. Da? Deci, da, arată bine, este senzațional, este extraordinar. Probabil că mi-ar plăcea și mie dacă l-aș primi și probabil asta v-aș spune, este un tool bun. Dar să dau eu banii mei pe el, nu mă îndur. Și, nu știu, pot să fiu și magnat imobiliar, pot să fiu și ce vreți voi. Nu m-aș îndura să dau 700 de lei pe un produs care știu că face același lucru ca goașa, care e câțiva zeci de lei, sau ca ăsta. Da? Deci, în moment, eu, că motivul pentru care fac clipul ăsta, genul ăsta de clipuri, și motivul pentru care am un discurs cumva diferit de altora, este tocmai pentru a încerca să vă deschid puțin mintea, să vă dați seama că, da, sunt foarte multe lucruri bune pe piață pe care oamenii le recomandă și e foarte bine că fac asta, adică nu e nicio problemă. Dar trebuie să vă gândiți și la aspectul ăsta. Mă, el și-ar da banii lui pe el? Dacă nu-și dă banii lui pe produsul ăla, știți că v-am mai spus eu de atâtea ori cu chestia asta cu produsele cosmetice, mamă, ăsta e produsul meu cosmetic preferat, dar după aia, după ce îi se termină, nu-l mai vezi folosind. Și explicația clasică este, da, am foarte multe de folosit, de acord. Dar dacă îmi place un produs, mă duc și îl cumpăr și din banii mei. Ceea ce eu am făcut de foarte multe ori, chiar dacă am primit un anumit produs, dacă mi-a plăcut, m-am dus și l-am recumpărat, da, din banii mei și mi-am dat banii pe el. Și vreau să gândiți la modul ăsta, pentru că așa vă ajută pe voi să vă orientați prin lumea asta plină de produse și plină de reclamă. Și nu e nimic în regulă cu a face reclamă, nu e nimic în regulă cu a prezenta sau a primi produse, sub nicio formă, dar încercați să gândiți ce vă trebuie vouă, da? Nu să luați ceva doar pentru că are cineva și doar pentru că a recomandat cineva. Deci, eu una, dacă aș primi produsul ăsta, probabil mi-ar plăcea, probabil nu știu, n-am de unde să știu, nu zic că este un produs rău, dar nu mi-aș da banii pe el. Adică eu, la ora actuală, am goașa, am tot ce îmi trebuie pentru masaj facial, chiar nu mi l-aș cumpăra pe ăsta. Și tot la categoria I am not giving you my money, se află Kylie Skin din principiu. Nu am un motiv mai solid de atât decât din principiu. Și mi se pare cel mai solid motiv de altfel. Pentru că e Kylie. Adică, de ce i-aș mai da și eu banii mei lui Kylie Jenner? Când și așa fraierește o grămadă de lume. Oricum am auzit că produsele astea nu sunt atât de extraordinare. Adică tot ingrediente banale au, tot nu fac nimic. Sunt overpriced. Tot apă și glicerină ai în ele, așa că, da, nu mă tentează. Și dacă e să vorbim de make-up, că tot n-am găsit eu produse de make-up, lansări noi sunt așa, trebuie să vă zic că nu mă mai atrag paletele de la Urban Decay, alea Naked, nu știu, că tot lansează o variantă nouă în fiecare an. Parcă niciuna nu mă mai atrage, nicio lansare nouă din ultimii, nu știu, 4-5 ani nu mi s-a mai părut extraordinară. Nu m-a dat pe spate niciuna din paletele alea, de la alea clasice, primele 3, nu mi s-a mai părut niciuna wow, să mă lase cu gura căscată, astfel încât să fug neapărat să vreau să o iau. Știți că v-am povestit atunci când a anunțat că scot Naked 1, care era cumva un staple, o paletă care a făcut industrie care a făcut istorie în industria cosmetică. Atunci am fugit și am cumpărat-o pe aia pentru că nu o să o mai găsesc, dar în rest celelalte colorate nu m-au atras niciuna, poate aia cu mov, dar nici aia foarte tare. Și din păcate nu mi se par, niciuna din lansările recente nu mi s-a părut suficient de interesant încât să merite atenția. Da. Cam astea au fost produsele despre care am vrut eu să vă vorbesc așa mare. Spuneți-mi și voi dacă aveți produse pe care le vedeți, pe care le-ați văzut online sau la alte persoane și pe care nu v-ați dat banii. Și hai să discutăm puțin mai mult despre treaba asta. Ce părere aveți despre ideea asta de a vă concentra mai mult pe ingrediente și de a cumpăra produse de skincare după ingrediente și nu după brand sau după prețul lor exagerat. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut, să veniți așa în familia noastră, să fim o familie mare, drăguță și unită. Vă pup, vă aștept pe Instagram și ne vedem în următorul clip. Ciao!